Nu știu dacă voi știați, dar Iisus Hristos n-a murit pentru așa ceva. El n-a murit pentru asta. El n-a murit pentru clădiri, El n-a murit pentru biserici, El n-a murit pentru pietre, așa numitele biserici, El n-a murit pentru asta. Iisus Hristos a pus mare preț pe sufletul omului, El a murit pentru oameni. Pentru cei care formează unul câte unul, formează împreună biserica lui Iisus Hristos. El n-a pus temelia niciunei clădiri, El n-a lucrat ca zidar ca să construiască vreo clădire. El nu a pus bazele nicicărei fundații, El nu a turnat beton niciunde, că Iisus Hristos nu se ocupă cu așa ceva. Iisus Hristos a făcut o singură clădire și a făcut o singură fundație, iar aceasta este fundația bisericii Lui, care e formată din mine și din tine, cei care credem în Iisus Hristos, cei care ne-am apropiat de Iisus Hristos, cei care am fost spălați în sângele lui Iisus Hristos de toate păcatele noastre și umblăm în fiecare zi cu frică și cu teamă de El, respectând cu scumpătate cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă spun încă o dată, Iisus Hristos nu a pus preț pe clădiri, Iisus Hristos a pus preț pe sufletele voastre. Dacă noi oameni am investit mai mult în sufletele noastre, altcum va arăta lumea asta. Dacă noi am investit mai mult în sufletele noastre, vreau să vă spun ceva, sufletele noastre ar fi vizitate, nu clădirile. De fapt, aceste clădiri au ajuns monumente pentru că s-a pus preț pe ele. Cum ar fi să fie sufletul tău un monument? Cum ar fi să vină oamenii de la sute de kilometri să întâlnească cu tine? Pentru că în tine locuiește valoarea cea mai importantă pe care poate să aibă pământul, adică prezența lui Dumnezeu. Cum ar fi ca în tine să locuiască cuvântul lui Dumnezeu? Cum ar fi ca în tine să locuiască Duhul lui Dumnezeu? Și vreau să vă zic ceva, toți cei care se sfințesc, toți cei care fac voia lui Dumnezeu, ajung așa cum zice Biblia, să fie numiți temple ale Duhului Sfânt. Mai important decât orice monument cultural, monumentul în care locuiește Iisus Hristos. De aceea, dragii mei, nu mai puneți preț pe pietre și pe bolovan. Nu mai puneți preț pe monumente pământești. Puneți preț pe monumentul numit sufletul vostru. Pentru că în momentul în care puneți preț pe el, cel ce vine să vă viziteze noaptea când plângeți în pat, acel care vine să vă mângâie inimile, acel care vine ca să vă viziteze, ca să vă încurajeze, să vă îmbărbăteze, ăsta este Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vine să viziteze orice trup prețios, orice suflet prețios înaintea Lui. De aceea vă fac recomandarea aceasta. Faceți din sufletele voastre ceva de preț. Prețuiți-le, trăiți pentru ele și ele să trăiască pentru Dumnezeu. Făcând lucrul acesta, nu numai că Dumnezeu vă va vizita, ci Dumnezeu va veni să locuiască în voi. Dorința mea, dorința lui Dumnezeu, e ca voi să deveniți cele mai frumoase monumente din istoria Pământului. Monumente, temple ale Duhului Sfânt în care locuiește Dumnezeu. Asta e menirea ta, pentru asta a murit Hristos, pentru asta trebuie să trăiești și tu. De aceea mă rog ca Dumnezeu să te binecuvinteze, să fii un astfel de monument, o astfel de priveliște, un astfel de templu folositor lui Dumnezeu. Fii binecuvântat!